Salutare toată lumea și noi am fi la un nou episod de data asta. Vom juca ceva Terraria și între timp am făcut aceste două camere pentru că am mai trebuit să mai fac pentru NPC-uri. Deci am făcut încă două căsuțe de astea pentru NPC-uri. De fapt încă patru, două etaje. Și da, ne-am făcut cu lemn de la care l-am cumpărat de la acel traveling merchant de la Dynasty Wood. Și da, o să facem mega shark-ul în acest episod și o să mergem să minăm ceva chlorophyte. Este noapte, o să luăm aceste illegal gun parts, 20 de gold, mai avem 49 și oricum o să mai vindem niște chestii, deci vom sta bine cu banii. Nu suficient, dar măcar o să avem cât de cât. Am mai bătut Wall of Flesh, mi-a picat un Sor Cerer Emblem și ăsta să-l vindem. Nu e foarte scump, dar oricum e bine că mi-a picat această emblemă, chiar dacă nu este una Ranger, o să o craftăm într-una cu 12 damage. Deci o să craftăm un Avenger Emblem. Deci asta dă magic damage, nu avem voie să folosim și o să craftăm una de asta, perfect. Am și warding, cu noroc am avut la chestia asta, așa cum dă 12% increase damage și damage-ul pe care îl dă este și range damage, deci avem voie să folosim. O să schimbăm asta pentru că nu mai avem nevoie, adică asta ne cățărăm așa pe chestii, dar deocamdată avem să sărim și asta. Și asta dea plus 4% damage, oricum o să avem defense, deci eu dau acum 62, hai să schimbăm așa și acum dau 66, dar este o diferență foarte mare, plus că am apărarea crescută, deci chiar dacă nu mai am damage-ul ăsta. Oricum asta nu m-a ajutat cu nimic, pentru că am acest jump, double jump și mai am și să zbor puțin de la acești papuci. Da, și o să farmez off-camera ceva Soul of Flight ca să putem face niște aripi, pentru că nu le-am făcut pur și simplu și trebuie. Bun, trebuia Soul of Might. Și hai să vedem ce am mai făcut off-camera. În primul rând am mai construit pe aici, am mai făcut mai frumos, am mai modelat zona, să zicem așa, am făcut drept, am plantat ceva copaci, așa, de unde aveam eu multe bucăți de Soul of Light, pentru că am 20, am fost aici și am mai construit ceva platforme, așa, de fapt platforme. Nu știu exact cum să le spun, ca să crească ciuperci pe ele. Și aici sunt în apropiere de un biome și un biome de Hallowed. Și îmi picau la toți monștrii aici, îmi picau Soul of Light. Deci a fost destul de bine pentru că am și farmat acolo. Ce o să facem în acest episod? O să mergem să minăm ceva chlorophyte. Avem pickaxe-ul ăsta de pickaxe-x care putem mina chlorophyte. Și am făcut și armura full de Hallowed și am primit un bonus de 25% șansă să nu consume muniție, e destul de bine. Haideți să craftăm și acel Mega Shark 35, ăsta dădea 29, da, deci este un upgrade foarte mare. Hai să luăm rapid. Aș fi fost foarte fericit să-mi pice din prima, dar n-are cum să-mi pice un bonus. De fapt are cum, dar nu sunt eu așa norocos. Hai să mai vindem noi câteva iteme. Avem și armura asta de paladium pe care o să luăm mulți bani. Hai să punem noi la loc Soul of Might și toate chestiile astea. Unde am putut? Uite acolo. Așa, știu că aveam aici o armură de paladium. Nu de paladium, de titanium. Aia am luat-o de paladium. Deci o să scoatem mulți bani pe armurile astea, avem 50, haideți să vedem cât scoatem pe toate bucățile astea de armură, 63, mai trebuie ceva vândut, și acest titanium repeater, pentru că l-avem pe ăsta de Hallowed și o să facem imediat și unul de chlorophyte, nu știu dacă o să fie un upgrade, dar o să-l facem. Deci 67 gold, este bine. Măi, era perfect dacă aveam și acel discount card, chiar o să mă uit să văd unde pot să fac, pentru că am multe chestii de făcut, o să mai schimb și aripile și alea vor costa foarte mult, plus că voi găsi și un Ranger Emblem care o să schimb, cred că asta, și o să păstrez papucii, nu sunt sigur.
și o să trebuiască să le dau refor și ăla chiar o să mă ajute, mai ales, uitați, ăsta costă 16 gold, deci este foarte mult. Bine, nu mereu, mai costă și 10, dar tot pe acolo și este foarte mult. Și ăla mai scădea, nu mai știu exact cât scade, dar scade destul de mult, adică dacă era 10, parcă era pe la 7-8. Așa, deci este chiar un... Este ceva, uite acum 4, dar are niște bonusuri foarte slabe. 13, nu. Nu. Și ultima, da. Nu mi-a picat nimic bun și nu mai am niciun bani, pur și simplu. O să trebuiască să facem noi ceva ferme pentru bani. Am pe aici ceva statui, o să fac off-camera, făcam și de goblin, de pirania, crab. Da, sunt ceva statui, e bine. Și da, este mega shark-ul ăsta și acum este mai bun ca acest deadly orca, clock orca assault. Ia să vedem, dă mai câte 50 să zicem și 100 pe critică să zicem. Și dă mult mai... mai greu decât mega shark-ul ăsta, care dă el un 60, am văzut maxim, și 110 pe critică. Este un upgrade, dar ideea este că dă mai mult damage, de 118, dă mai mult, de fapt să zicem că damage-ul e cam la fel, dar dă mult mai repede ăsta, plus că nu are bonus. Deci asta, bonusul ăsta nu este foarte bun. Oricum, hai să mergem să minăm ceva clorofai, sper că am eu tot la mine, am poțiunile, hai că luăm toate chestiile astea, da, m-am făcut aici zona, am plantat mulți copăcei, am mai făcut drept așa, o să mergem în junglă să minăm și noi ceva, hai să mai aruncăm din chestiile astea pentru că am foarte multe iteme la mine și nu prea avem ce să aruncăm astea, hai să le păstrăm în caz că nu mai avem loc acolo, o să arunc astea, nu avem nevoie de ele. Am mai făcut niște săgeți de-astea de Icor. Ia să vedem cum se descurcă. Da, hai că dă bine. Și critica este tot aia. Este 21 și ăla cât avea? Ăla la mine? A, tot 21. Nu mai știu de ce, știam că au 19 și normal că nu mă duc bine. Trebuie să mergem în junglă. Ia stați așa. A, da, sunt de aproape. Și da, off-camera o să mai fac, o să mai lucrez la aia cu ciuperci pentru că trebuie un biome de ciuperci în care să se spawneze acel NPC pentru biome-ul ăla, nu mai știu exact cum se cheamă, dar cred că ați înțeles. Și da, uite aici un altar. A, da, nu am nevoie de altare. Așa, uite, pentru plantera e destul de aproape. Chiar o să bate în curând plantera. Așa. Ce o să mai fac? O să fac alea cu ciuperci, o să fac aia de goblini, statuile alea, ca să mai fac ceva bani, o să-mi trebuiască. Păi să dau și off-camera, o să dau, cred, nu sunt sigur, o să dau ceva reforge-uri la astea, mă, dar nu văd deloc clorofite, poate greșesc de ceva, pentru că mi s-a mai întâmplat, o să mă dau mina de clorofite. Și o să vin cu pickex de titan sau adamantic, ce era acolo, cred că titan oricum. Deci da, hai să dăm și o poțiune, adică o poțiune ce se poate întâmpla. Un clorofai nu văd deloc, a, uite că am văzut acum. Așa, hai să mergem să luăm. Acum să-mi pice încă un uzi, ar fi chiar bine. De fapt, mi se pare că la uzi era bine că costa foarte puțin, mi se pare. Parcă nu mai știu toate reforge-urile alea. Temă că pot lua și clorofite, e totul bine. Oricum o să strângem multe bucăți pentru că vreau să fac și un ăsta, cum se numește, un topor și ce mai întrebe mie, cred că un topor și atât. Da, uite și o inimă acolo, hai să mergem să o luăm. Mă, am eu niște bombe, uite că aveam. Mă, ce-i cu ăsta? Boomstick. E, nu-i bun deloc ăsta. Da, trage câte trei. Ce-s astea, mă? A, astea dau mine. Credeam că sunt ale mele. Hai că le mor. Așa. Să mor în meduza asta. Așa, să continuăm să minăm. Nu mai știu exact ce ziceam, dar... Dar da,
asta este acum. Trebuia să batem plantera de curând, pentru că mi se pare că putem bate și acum. Și oricum trebuie să batem plantera ca să putem face armura de shulmite. Că din clorofit nu putem să facem o armură pentru ranger. Așa, haide să coborăm. Să vedem pe unde mai găsim mânul, la care o să mă duc după astea. Sau hai să mergem. Avem un pickaxe bun. Aș trebuia să iau eu poțiuni de alea care dau mai repede, spar mai repede blocurile. Am uitat acum, nu avem ce să facem. Așa, hai să continuăm pe aici. Foarte mulți monștri s-au adunat în jurul meu, dar eu omorâm rapid. Asta este ceva bun? Nu, este o statuie decorativă, cred. Așa. Foarte mulți monștri pe aici. Și n-am de la... Stai, cum se numea? Tencă un bulb de la de plantera. Nu am un minion care să mă ajute, deci... Da. Dacă aveam un minion, chiar era bine. Mă, stai mă, văzusem eu. Da, uite aici o inimă. Nu știu dacă mai am nevoie de inimă. Dar o să mai luăm. Poate mai facem niște Heart Lantern. Deci ceva titanium. Deci da, primim un topor de clorofai și trebuie și un repeater. De fapt, nu trebuie neapărat, dar vreau să am și un repeater care am înțeles că este chiar o variantă bună. În loc de Mega Shark sau Uzi. Deci este o variantă destul de bună, chiar dacă cred că nu este la fel. Haideam. Wow, deci asta nu vrea să moară. Atât Paladium pe lângă mine. Așa, hai să-i dăm drum aici, văd și niște titanium. Și s-ar putea să-mi trebuiască foarte multe bucăți de clorofite, pentru că mi se pare că vroiam să fac și ceva din shroomite, care acum nu-mi dau seama, poate acea nu s-a ripi alea, nu știu exact cum se numesc, este ceva cu care zbori și îți trebuie ceva shroomit și soul of flight și faci ceva care să zbori, cu care să zbori. Uite aici mult clorofite, hai să mergem după el. Nu stăm foarte bine cu viața, dar asta este. De fapt, 300 din 400 este bine. 100 de bucăți, deocamdată nu sunt foarte multe, dar știu că parcă luam vreo 350 de bucăți, cam așa, doar pentru armură, și acum o să trebuia să luăm vreo 500. Ia uite ce aici e plin. Să facem și un hook nou. Să facem, să poate să și batem ceva monștri, nu mai știu la ce primeam un hook. Un hook mai bun decât ce am eu aici și nu mai vreau de astea din de, pentru că asta este în termenul de la dwarf hook cu două de alea de la minionul. Minion. Da, cum se numea. Nu mai știu exact. Bă, ăsta este... A, nu, e la Oribuc. Cum se numea ăla? Care era foarte puternic. Și era pe fiecare baie. Nu mai știu exact acum, da. Na. Mi s-a dus și poțiunea aia. Mai trebuiau niște demoni ăștia să mai bat, poate și în episodul ăsta să bat un nou of flash. L-a spus la sunetele de afară, pentru că îmi trebuie să bat pentru poțiune. Hai
să mă aruncăm din prostiile astea de la mine. Pentru ce, mă? Poțiune? De ce? Pentru emblemă. Bun, haideți să vedem, mai văd niște clorofite pe aici, deși nu stau prea bine prin zona asta. Uite, și mai mult. Cred că trebuia să mă duc să explorez mai mult pe sus. Așa, hai să luăm și blocurile astea. Să explorez pe acolo pentru că o să mai merg eu pe acolo, o să mai caut ceva life fruit pe viitor. Dar oricum, o să vedem. Ce o să facem? Cred că clorofite o să mai minez și off-camera. Să vedem cât am filmat noi, să nu cumva să filmăm mai mult de 20 de minute. Ia. A 15 minute mai este timp. Ia să vedem. Mă, dar unde mi-e tot clorofite? Sper că nu m-a șters. Nu, 189 de bucăți. E bine. Să vedem unde mai găsim. Hai să luăm și bucățile astea. Așa, să urcăm pe aici. Văd că nu mai găsesc chiar așa mult. Am găsit de câteva ori foarte multe bucăți în același loc. Dar acum nu mai găsesc. Hai, mă, să luăm și puțin titanul ăsta. Adică o să fac, cred că pic de titanium în caz că găsesc mult titanium, dar dacă nu, o să iau o clorofite asta. De fapt, îmi trebuie topor. Sau nu știu dacă am zis altceva, dar... Da, ia să vedem. Poate mai găsim... Uite, mult clorofite aici, hai să luăm. Uite, niște titanium mai încolo. Da, cred că o să facem de titanium până la urmă. Nu știu dacă mai am bucăți acasă, dar... Da. Pentru că ăsta mă cam încurcă, nu este așa bun. Adică mă cam încetinește și pickaxe-ul meu actual este foarte bun. A, dar stai mă că acum îmi dau seama. Eu pot să spar și cu ăsta. Când am zis pickaxe, mi-am dat seama că e pickaxe X și merge și cu ăsta, da. Deci nu mai trebuie să mai facem un X. Și nici nu știu dacă se poate face din clorofite, dar eu așa m-am gândit. Oricum o să mai luăm ceva titanium, poate o să nu mai trebuiască pe viitor. Sau o să mai luăm, să nu mai luăm. Știu că am și acasă puțin, dar... Na, nu cred că mai luăm. Ia să vedem câte bucăți avem. 222 de bucăți. Mă, ia să mă duc eu jos, pentru că n-am luat-o bine. O să... Ajungem jos acolo și după o să... Revenim aici sau să mergem puțin în față. Da, cred că să mergem în față să mai vedem cum stă treaba pe aici. Dacă mai găsesc, uite aici am mult. Măcare tot dă. Hai mă, nu merge să pun tort. Așa luăm mult de aici. Hai, deci ăsta este cazul să-l și scot de aici. Hai să le punem mai așa. Și să vedem, poate o să ajungem acasă să facem și alte lucruri, deși nu cred, adică o să stăm în episodul ăsta numai la mine. Cred că așa ar fi mai bine și nici n-ar fi bine să plec acasă, adică încheiem episodul și o să mai continui să mai minez, da. Și o să facem în episodul următor, cred că o să fac cam tot off-camera, încât ca în episodul viitor... Să batem plantera. Cred că așa ar fi mai bine. După trebuie să explorăm și templul și multe alte chestii. Deși o să ne trebuiască iteme mai bune. Uite mă, un life fruit. Dar eu știam că după plantera. Sau poate nici nu pot să-l folosesc. Nu știu exact. Ia să vedem. Oare pot? Da, merge. Dar zice, am găsit. Eu știam că după plantera. Dar până acum de ce n-am mai găsit? Doar unul am găsit. Uite încă o daie de plantera, mă. Cred că aș putea să încerc și plantera, chiar dacă n-am multă viață. De fapt, acum clar nu o să încerc, dar...
dacă aș fi avut o ceva ca lumea, o arenă, cred că ar fi fost bine să încerc, chiar dacă n-am multe chestii, n-am emblema de Ranger, n-am un forge ca lumea pe ăsta al meu, cum se numește, Mega Shark, și era bine să avem un bonus bun pe el, pentru că asta l-ar face mai bun ca acest opa, scuzați, sper că nu s-a auzit foarte tare, acest Hallowed. Stai, o să mai dăm o pățiune. Hallowed Repeater. Da. Acum, nu știu exact ce să zic. S-ar putea să fie mai bun ăsta decât ăsta, așa. Chiar dacă nici n-am gloanțele alea bune. Gloanțele, săgețile. Vedem așa care ar da mai bine. Cred eu că ar fi cam la fel. Cam tot la fel, tot în bonus Mega Shark-ul, dar s-ar vedea mai bine diferența dacă ar avea un bonus de damage ceva. Așa, hai să mai luăm Chlorophyte-ul ăsta. Cred că o să ne întoarcem, mai știu ce vreau să fac. Fac un repeater de Chlorophyte să mai vină ni chestii. Deci câte bucăți avem? 316. Hai să mai luăm și partea asta și noi o să ne întoarcem puțin acasă și o să mă mai duc eu altă dată să mai iau ceva Chlorophyte, oricum nu putem face nimic cu ele acum, pentru că ne trebuie multe bucăți de ciuperci. Bun, hai să aruncăm noi toate chestiile astea în noapte, hai să batem rapid pentru bani. Ia să dăm cu asta să vedem care este diferența. 196. A, l-am bătut deja. Nu știu exact care e diferența. Ne-am apucat să văd și 9 gold. Bine, o să vindem și Crimtainer-ul ăsta. Hai să facem bar și să le vindem. Asta o punem în chest. Titanium, la fel, 12 bucăți. Pot să fac ceva? Nu pot face nimic din Titanium. Hai să fac Chlorophyte. 6. Nu o să pot face 53 de bucăți. Și o să vrem noi să facem, uite, asta este numai, sau numai, uite că ăsta e range damage. Are și cu range, dar știu că aia de șurumit este mai bună decât asta de Chlorophyte obișnuită. Oricum, eu vreau acest, mă, dar de ce de 49? Pentru că ăsta are 69. Shot bow, poate mai este un repeater, drill. La fel, cred că da. Great X, ăsta are 110, ăsta are 115 și are și plus 1 range. Aia nu contează. Check Hammer. Hammer. War Hammer. Nu, astea asta dă și mult damage. Bun, hai să luăm acest shot bow, deși s-ar putea fi o mare prostie. Nu știu de ce am impresia asta. Dă tot 49. A, da, dă cu 3, mă. 3 și nu spune că se duce după inamic, pentru că astea sunt bonusul ăsta gloanțelor de Chlorophyte. Ar fi fost perfect dacă s-ar fi dus, dar nu cred. Așa, mă, ce înșterțe aici, cred că puține bucăți de Chlorophyte, cred că trebuiau păstrate. Bun, ce mai vreau să mai pun, uite aici, asta și unde eram, asta, bun. Să vedem ce mai vine, pentru că mai vreau să mai dau un bonus pe acest Mega Shark. Deci la noi putem vine, 36 gold. Chiar s-ar fi meritat să le vând, de fapt 36 nu se face chiar așa greu, trebuie să bați boși, cam atât. Să vindem noi ăsta, nu știu, cred că o să-l vând, pentru că n-am ce face cu el acum. Ăsta la fel, ăsta la fel, ăsta nu știu dacă-l vând pe ăsta, astea
o să le păstrez, deși nu o să am nevoie deocamdată de ele și nici nu știu dacă pe viitor o să am nevoie. Hai să mai vedem. Deci avem 13 gol. Pare că îmi trebuia mai mult. Hai să vinem acest hook, asta. Am multe iteme pe aici, dar na, ăsta trebuie păstrat. Asta de necro, chiar dacă se vând cu foarte puțini bani. O să le dăm totuși. Asta nu dăm. Ceva ametist. Mă, stai mă, astea nu aveau niște păpuci. Poate nu sunt aici. La fel și flerganul ăsta o să-l dăm. Ori un rob. Altceva pe aici. Hellforge, nu. Și asta o să vând. Cascad. Cascade. Wooden Hammer. Da, deci cred cam atât ar fi de vândut. Măcar de două ori reforge sau o dată și să împice, deși e cam greu. Deci nu cred că armura asta a costat mai mult decât asta. Asta costă un gold, adică mai mult ca toate alea. Și asta la fel tot un gold. Am avut o idee bună să le iau. Și asta un gold 80. Mamă, ce prețuri. Bun, nu mai e nimic de vândut, 21 de gold. Sper eu să-mi pice, deși, mă, n-aș crede că mi-ar pica. 14 gold, 11. Și acum, opa. A, are, da, are plus 16% damage, dar... Dar are minus 14% speed. S-ar putea să fie mai bun decât obișnuit. Tot cu speed-ul lui, dar... Și acum, cu 16% de 42, este un upgrade foarte mare. Și ia stai mă să vedem, a, dacă dau eu așa, mă, deci, dă de 3 ori, gândiți-vă, damage-ul ăsta 49 de 3 ori, care ar fi, da, clar e un upgrade, bun, și ăsta ia să vedem după asta, poate îi dăm un bonus mic, ia să vedem, 9 gold, haide mă să încercăm să dăm un bonus pe ăsta, să vedem ce mai e de vândă pe aici. Am multe chestii și la fel de astea am știut eu de ce le iau, acum o să-mi trebuiască. Se vând cu 20 silver bucata, uite încă 4 aici. Am, știu că am mai aruncat câteva bucăți, pentru că am luat de pe jos când am am făcut pe aici. Ce am făcut? Am făcut, da, am îndreptat zona. Am luat multe și le-am aruncat, da. Le-am vândut de fapt. Aici, a, dar stai că n-au ce căuta acolo. Ia să vedem, poate mai vine și niște hallowed bar. Oricum, astea hallowed o să putem face ușor. Ia să vine și noi o bucată. 40 bucata. Bun, hai să lăsăm așa nou. Și acum, măcar să-mi dea un bonus bun încât să îl facă pe ăsta mai bun ca Mega Sharp Leash, nu cred. 9.67, serios. Ia mai dăm ăsta. Ia că și tu ai shop. Ia reforge. 8 speed. Da, cred că mai bine speed decât critica aia, nu știu ce să zic. Și critica aia era destul de ajutătoare. Oricum, dă damage chiar bine. Chiar dă destul de bine. Și asta vedem ăsta. Ăsta dă cam la fel la viteză. Dar ăsta parcă dă mai mult. 49 și ăsta are 42. Oricum lumea, cred că vom încheia aici. Am filmat cam mult. Sper că vă place zona asta care am făcut-o eu off camera. O să fie din ce în ce mai bună. Off camera o să mai merg eu pe aici să mai iau ciuperci, să mai pun pe aici, să mai fac mai multe straturi. Să vedem ce mai facem. Plus că o să fac și fermarea de bani cu statui. Și da, poate să mai bat și boși pentru bani și o să vedem. Cred că off camera o să mă ocup mai mult de ceva boși, o să strâng ceva chestii, nu știu exact ce o să fac, dar o să bat boși. Ai văzut, am bătut acel eye of Cthulhu în câteva secunde și ce mi-a dat? Mi-a dat direct 8 gold și e destul de bine. Nu știu dacă mai pot să fac încă una acum. Se pare că îmi trebuia 6 lens la un altar și nu știu ce. Astea să vedem. Mă, dacă ăsta dă 23, ăsta dă tot 23.
A, dar n-are ăla să se ducă după om. Dar vin înapoi, ia să luăm și noi o bucată. Hai, că o bucată ce mai? Deci vine exact înapoi. Deci dau dublu. Pac, fac așa. Asta, mă. Dar de ce nu mai dă de atâtea ori? Uite, ăsta dă o dată și cu alea dădea de 3 ori. Ia. De 3 ori, da, uitați. Cu astea, bun, o să păstrăm pe asta. Lumea, încheiem aici. Mulțumesc pentru atenția acordată. Pa!